CSU Danubius a făcut o primă repriză de excepție la Cisnădie. Elevele lui Valeriu Costea au jucat superb și le-au surprins total pe adversare. Dana Goldic a închis poarta, iar formația gălățeană a obținut al treilea succes. Da, într-adevăr, așa este, o primă repriză foarte bună făcută de fete. A doua repriză, din păcate, mai puțin bună, dar una peste alta, bine că rezultatul a fost unul favorabil nou. Atacul echipei de la Dunăre nu a mers atât de bine în partea secundă, când CSU Danubiu s-a marcat de doar 6 ori. N-aș spune un blocaj, sunt mai mulți factori care intervin. Noi nu avem bancă de rezerve care să poată să mențină rezultatul pe care l-a realizat. Intervine oboseală, intervine gravă, intervin mai mulți factori în care fetele le-am rugat și le-am spus să nu mai... să nu le mai facă lucruri pe care mă aștept de la un meci la altul să le elimine. CSU Danubiu s-a demonstrat în partida de la Cisnădie că poate învinge aproape orice echipă din Liga Națională Feminină. Urmează la rând CSM Bistrița joi în sala sporturilor Dunărea.